Bună! Astăzi o să vă prezint cum prepar o ciorbă de legume. În general, încerc ca rețetele pe care vi le prezint să conțină cât mai multe ingrediente din grădina proprie. Pentru această rețetă am cules din solar, spanac, lobodă verde și roșie, pătrunjel verde, broccoli și usturoi verde. Celelalte ingrediente sunt 2 morcovi, o rădăcină de păstrânac și una de pătrunjel, 2 cepe, 3 cartofi mai mici, o lingură de drojdie inactivă, o lingură delicat fără monoglutamat, o linguriță de boia dulce, 3 linguri de ulei de măsline. Pentru acrit avem nevoie de o lămâie, iar la final voi pune o smântână din caju, pe care o să vă arăt cum o să o prepar. Dar aveam nevoie ca să punem cajul la hidratat, cel puțin 3-4 ore, preferabil în apă călduță. Sare și piper după gust, 50 de grame de spanac și 120 de grame de lobodă. Caju 130 de grame. Am terminat de tocat legumele și verdețurile. Voi pune în cele 3 linguri de ulei cu puțină apă, morcovul, păstrânacul, pătrunjelul, ceapa uscată și usturoiul verde. Apoi, când acestea se vor muia puțin, voi adăuga cartofii, cei 3 sau 4 litri de apă, depinde de cât de fluidă sau consistentă vrei să fie ciorba. Voi pune loboda tocată mărunt și broccoli. După ce am adăugat legumele, putem să punem și delicatul și boia. Lăsăm la înăbușit până scad puțin. Legumele au scăzut. Vom adăuga cartofii. Întotdeauna, ca regulă generală, trebuie pusă apă fierbinte. Deci eu am o altă oală în care fierb apa și o adaug apoi în ciorbă. Cartoful este fiert și în acest moment vom pune verdeața. Broccoli. Lăsăm să fiarbă 5 minute aproximativ și cu verdețurile și apoi adăugăm pătrunjelul verde, drojdia inactivă, mai fierbem 2 minute și la final punem smântâna de caju și lămâia. Iar dacă mai este necesar, ajustăm gustul cu sare și piper. Am uitat să vă spun că am pus și 3 meciișori din aceștia de tagliatelle cu puțin timp înainte de a pune verdețurile. Pentru smântâna de caju voi folosi blenderul. Am pus cele 130 de grame de caju hidratate înainte în blender împreună cu o cană de apă plată. Smântâna de caju este gata. Aceasta este consistența. Este foarte fină. La final, după ce voi stinge focul, o voi adăuga împreună cu lămâia în ciorbă.
este gata, este pregătită pentru degustat. Sper că o să vă placă și o să încercați rețeta și împreună cu Antos vă urăm poftă bună!